dezvăluiri explozive, cum a secepat Muguri Srescu de un dosar na document. Eful setiei a doua din cadrul Direcției Naționale Anticorupie, procurorul Marius Bulancea, a clasat la începutul acestei luni un dosar penal în care vizat de cercetări era guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Srescu, informează sursa Zilei. Dosarul penal închis acum a început în octombrie 2016 când un fost director din Petrom Service, Sorin Mihai, a făcut un denunț la DNA. Mihai a spus un denunț ce Liviu Luca l-a abordat în 2005 și a cerut să închirieze prin Petrom Service, unde denuntorul era director general atunci, o locuind de serviciu în București. Sorin Mihai a povestit procurorilor ce la scurt timp după prima discuție tot Liviu Luca i-a indicat ce locuină anume trebuie să închirieze, spunându-i, totodată textual, ce apar în anumitului Muguri Srescu prin interpus. Denuntorul a arătat apoi ce, pe baza celor indicate de Liviu Luca, a mers și a verificat un apartament din zona Strada Sfântul Vineri, din București, locuim pe care Petrom Service a închiriat-o pentru 3 la 4 ani la o chirie de câteva mii de euro pe lună, fără să o folosească efectiv niciodată. Protocol bomb cu tremur sistemul de justiție, pact între avocați, procurori și judecători. Perioada când s-a închiriat acea locuindă la interpusul lui Srescu coincide cu cea în care Liviu Luca și Petrom Service controlau fosta Bancrom Exterra. Sorin Mihai a declarat la DNA ce, la acel moment, acționarii Romexterra au făcut mai multe demersuri pentru modificarea structurii și valorii capitalului social, demersuri ce au presupus obținerea unor avize din partea Băncii Naționale a României. Denuntorul a susținut la DNA ce demersul lui Luca de a închiria un apartament de la Srescu s-ar fi făcut tocmai pentru a obține mai ori avizele BNR necesare modificărilor de la Romexterra. Verificările făcute de procurori au stabilit ce informațiile furnizate de Sorin Mihai erau în marea lor majoritate corecte. Petrom Service închiriase oficial un apartament de pe strada Sfântul Vineri din București de inut atunci în acte de cetățeanul englez Leslie Alexander Dembitz. Doar ce Dembitz achiziționase în 2002 apartamentul de la Muguri Srescu de la fiica acestui alecere Mioara Srescu, folosind însă o modalitate ceva mai complicat. Proteste în spitale, guvernul reacționez, managerii se arată ce sunt manageri. Concomitent cu achiziția apartamentului Dembitz încheia cu fiica lui Srescu un contract prin care se împrumuta de la aceasta de 50.000 de dolari pentru o perioadă de 4 ani. Garantarea împrumutului Dembitz îi permite alecerea Mioarei Srescu să folosească locuina amintit pentru o perioadă de 5 ani de zile, iar în cazul unei închirieri de cetre Dembitz chiria era reinut, în marea ei parte, de alecerea Mioarei Srescu. În acest context, chiria încasat de Dembitz de la Petrom Service a ajuns în marea ei parte la familia Srescu, au stabilit procurorii DNA. Totodată,
Ancheta a stabilit ce în aceeași perioadă Banca Națională a României a acordat băncii Romexter toate avizele necesare modificărilor implementate de Liviu Luca & Co. Procurorii nu au găsit însă o lectură de cauzalitate între banii de chirie ajunși la familia Izrescu și avizele date de BNR pentru Romexter. În aceste condiții au închis dosarul penal deschis acum 2 ani.